Bună seara. Spune-ne povestea ta. Mă numesc Alexandra Serenada Sârghi. Am 20 de ani și sunt din Galați, dar în prezent locuiesc în București. Okay. Bine ai venit la Vocea României. Serenada. Bine v-am găsit. Și ce faci? Te cheamă Serenada. Da, Serenada. În buletin. Dacă te duci în echipă la Hore, o să zic că doar Serenada. Cu ce te ocupi? Sunt studentă. Unde? La Facultatea de Administrație și Afaceri. Eu sunt șocat de ce am auzit în seara asta. Doamne, ce note ai luat, ce floricele ai făcut. Sunt șocat, de-a dreptul, nu-mi vine să cred. Ești fantastică. Nu știu unde ai fost până acum, ce ai făcut, unde te-ai ascuns, de nu te-am văzut, nu te-am auzit. Dar mă bucur atât de tare că ai venit la Vocea României. E fantastic, ai cântat. Și îți mulțumesc, m-ai umplut de energie. Știi cum a fost cântarea asta și de ce m-am întors așa repede? Câteodată mă ia valul, dar de data asta n-a fost așa. Ai promis de la primele note că totul va fi perfect în continuare. De exemplu, și eu îmi dau seama atunci când deschid gura și încep să cânt, dacă va fi bine în continuare sau dacă o gherlesc și o fac lată. Și asta mi se pare extraordinar, că am simțit același lucru la tine cum am simțit la mine de foarte multe ori. A fost excepțional și să știi că, indiferent de ce se va întâmpla în continuare, în concurs, tu rămâi singura Serenadă de aici. Corect, bravo. Mulțumesc frumos. Alexandra, cred că ești cea mai bună voce care a fost până acum. Și cred că ești pretendentă la titlul de Vocea României. Colegii mei se pot... Lăuda e un cuvânt pe care ei nu-l preferă, dar ei au trofee ca antrenori câștigate la Vocea României. Trofeu pe care eu încă nu am reușit. Irina? 5. Ai spus așa de des. Eu cât am? Și în somn. Nu mai știam și de asta. Eu cât am? Tu ai două? Și cât are mai zic? 4. Zic eu că țin minte. Deci, eu încă... Eu cu Smiley aveam toate trofeele din toate edițiile. Ca antrenor. Și anul ăsta sunt foarte determinată să vină la mine. Pentru asta am nevoie de o voce ca ta. Pentru că cu tine, eu simt că am o șansă. Încă o întrebare și după aia putem continua. La facultatea la care ești, te învață și să depistezi vrăjeala?
Nu, pe asta o învăț la ce școala vieții. Să folosești? Așa. Ce vrei să folosești? Ca să știi bine, da? Așa. Poți să zici și eu? Desigur. Eu pot să-ți ofer ce știu ca actor, ce știu ca producător al propriei mele muzici, peste 100 și ceva de cântece, și ca om care a învățat din primul moment în care a venit aici la Vocea României, că mi-am propus să stau un sezon și am rămas 7. Pentru că cel mai mult m-am îndrăgostit de partea care vine de după blinduri. Adică de după audițiile pe nevăzute, care e partea de lucru cu voi. Dar nu sub presiunea ideii că trebuie să câștigi Vocea României. Las-o să fie o consecință a bucuriei și a unui drum pe care am putea să-l avem împreună. Sper să îmi dai șansa asta. Mulțumesc frumos, Tudor. În seara asta e mai mult bucuria pe care ne-o dai tu nouă decât poate ceea ce putem să-ți oferim noi ție. Serenada mea iubită, sunt specialist în modul tău de interpretare. Eu cu orchestra mea, de-a lungul ultimor 20 de ani, am trecut prin 1001 de cover-uri. Le-am mai lăsat... Dacă spui că ai cântat piesa asta, nu te cred. Nu vrei să alegi doi antrenori în loc de unu? Noi suntem ca la ofertă, senzațională. Da, bun. Yin și Yang. Decizia, așteptăm decizia. Păi, în primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult. Chiar nu mă așteptam la o așa seară. Nici noi, crede-ne. Îmi este foarte greu să fac o alegere. Mamă, cum e momentul ăsta? Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Da. E frumos momentul ăsta. Bucură-te când ești atât de dorită. Serenada mea iubită. Să aleg să merg mai departe cu... Hai că se roagă Ana aici. Cu Teo și Horia. Ai, iubita mea! Cum e, mă, iubita mea, mă, să nu vii tu la mine, mă? Băi, tu cum să vii tu la mine, mă? La noi să vii aici, unde... Unde e trioul cel mai tare? Binevenit! N-ai făcut ziua! Din punct de vedere tehnic, cea mai bună voce pe care am auzit-o până în momentul ăsta, tare îmi pare rău că am ratat-o, îmi pare rău că n-am reușit să o conving și cumva dau vina pe mine, n-am reușit să o conving. Ia-i serenada! Ia-i serenada! Direct, glonț către final, o vedeți? Glonț! Mă luase cu niște călduri. De ce, când i-am văzut pe ăștia că s-au întors toți, la final nu mai știam dacă e mastita sau e din cauza că m-am stresat, are rău să o iau pe fata asta, mă crezi? A fost ceva la care nu mă așteptam, sincer. A fost minunat, a fost extraordinar și aș repeta această experiență în fiecare zi. Serenada! Serenada! Să mergem acasă. Serenada! Yeah! Chiar sufăr acolo pe scaun. Chiar e real. Pentru 10 minute așa, bă, te destabilizează. Te gândești, bă, dar ce am zis greșit? Dar ce am? Ce e neregulă cu mine? Dar de ce vocile care îmi plac mie foarte tare nu mă aleg pe mine? You make me feel like a natural woman.